Murături. Cele mai apreciate murături de către români sunt castraveții și gogoșarii în oțet. Românii încă preferă să-și facă singuri murăturile. Aproximativ 95% dintre murăturile consumate de români sunt făcute în propriile gospodării. Alte studii relevă că cele mai importante criterii pe care le iau în considerare consumatorii atunci când cumpără murături sunt conținutul de conservanți, coloranți și experiența anterioară pe care au avut-o cu produsul, iar motivele principale de achiziție sunt epuizarea celor preparate în casă și oferta diversificată și atractivă din magazine. Pentru murături, un român care locuiește în oraș alocă aproximativ 260 de lei, iar pentru dulcețuri și compot 200 de lei. Românii continuă să fie mari amatori de murături. Fie că vorbim de gogonele, varză ori castraveți, majoritatea dintre noi nu concep să intre în iarnă fără câteva borcane așezate la locul lor, pe balcon sau în pivniță. Într-un procent covârșitor, românii preferă să-și facă singuri murăturile, acasă și mai puțin să cumpere de la supermarket. Că sunt mai gustoase și știm ce băgăm înăuntru să nu folosim conservanți. Aveți o suspiciune față de ce cumpărați din mâncare. Da, deși mă uit tot timpul pe etichete, dar mai bine să le pun eu. Nu, le pun eu. Le pun eu dumneavoastră. Le pun eu, da. De ce preferați așa? Păi cred că mai ieftin. Ies mai ieftin. Asta este foarte bună, vedeți? Asta este la fel. Și vârful ăsta care este crud, dar nu cel care are tija mai... mai tare. Doamna Adela pune la borcan frunze de tarhon, un ingredient fără de care nicio ciorbă cu afumătură nu era pusă pe masă. Specialitatea ei este însă alta, roșiile. Le-am spălat, le așez frumos în borcan cu frian, frunza de țelină, usturoi, piper, foaie de dafin, pe care le fierb separat. În ceea ce privește magazinele, în topul celor mai vândute murători se află castraveții cu 44,6%, urmați de ardei grași cu 20% și varza cu 18%. În ultimul an, piața murăturilor din România a crescut cu numai puțin de 26%. Explicațiile pot fi mai multe, nu doar consumul din gospodărie, bănuim că există și small business sau afaceri mai mici, ori chiar de tip Horeca, restaurant, care se aprovizionează din comerțul modern, din supermarketuri și hipermarketuri. Sunt multe promoții, sunt prețuri bune, piața crește și în valoare și în volum și atunci opțiunile sunt diverse. Românii care își fac murăturile acasă spun că le păstrează aproape tot anul. În plus, mulți dintre ei susțin că le asociază cu aproape toate mâncărurile pe care le gătesc. Ce preferați să mâncați? Ce vă place cel mai mult? Ce murături? Gogoșari. Gogoșari cei mai buni. Gogoșari. Consumați des murături? Foarte des. Cât de des? Des. La orice masă mănânc murături. Atât de mult vă plac. Da, da. Am înțeles. Cu ce merg cel mai bine murăturile din punctul nostru de vedere? Cu carne de porc. La ce serviți murăturile? Asta vreau să mă. La toate mâncărurile, practic. Adică sunt în combinație cu cartofi, că trebuie musacaua, punem și murături, toate. Salata orientală, la friptură, normal. Puneți multe? Păi pun, că suntem 70. Deci puneți ceva. Am băgat și varză, am băgat toate alea, am băgat. Deja? Deja. Ce preferați să mâncați? Ce murături vă place? Gogonele, varză, castraveți, gogoșari. Există perioada anului în care le consumați mai des sau mâncați tot timpul? Eu dacă îmi bag acum am până la anul când cumpăr iar de nou. Deci le țineți un an de zi. Da, păi am beci în casă și am beci, le țin la beci. Pe rafturile supermarketurilor, 20% din totalul murăturilor reprezintă mărcile proprii ale acestora. De altfel, aceste produse sunt și cele mai căutate, ponderea vânzărilor fiind de aproximativ 50% din totalul produselor aflate la raft. În plus, pe lângă rețetele tradiționale, producătorii au început să scoată pe piață diverse combinații de legume murate, astfel încât oferta să fie cât mai diversificată. Am remarcat că în ultimii 2 ani, s-au listat tot felul de salate de murături și de combinații de legume murate, foarte atractive și care au început să înregistreze vânzări, sunt combinațiile de castraveți cu mărar și mai departe inclusiv măsline sau usturoi sau ardei.
Adică, până la urmă, castraveții plus ceva sunt o rețetă de succes. Evident că vânzările de murături cresc vertiginos în perioada sărbătorilor religioase, cum ar fi Paștele și Crăciunul. Vorbim acum despre...